Conducerea Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România anunță că vineri 18 decembrie, începând cu ora 12, în toate serviciile de ambulanță județene, vor suna sirenele ambulanțelor timp de un minut în prezența angajaților disponibili și parlamentarilor invitați, parlamentari care și încheie mandatul 2016-2020. Acțiunea se organizează pentru prima dată în istoria ambulanței cu acest scop de mulțumire și recunoștință publică la adresa parlamentarilor din toate partidele politice din mandatul 2016-2020, care au fost inițiatori, susținători și au votat cu da proiectul legislativ privind statutul personalului profesionist operativ de intervenție din serviciile de ambulanță județene, respectiv forma finală legea privind statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile, care asigură asistența publică medicală de urgență și prim ajutor calificat. Votul din ultima ședință a plenului Camerei Deputaților, din mandatul 2016-2020, a fost o victorie pentru Federația Națională Sindicală Ambulanța din România și serviciile publice de ambulanță în urma unui proces legislativ care s-a desfășurat pe o perioadă de 5 ani.